Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a anunțat că România ar putea călători în Statele Unite fără a necesita viza, cel mai probabil în prima parte a anului viitor. Această veste a fost considerată istorică, iar Andrei Muraru a precizat că România îndeplinește formal toate condițiile tehnice pentru a face parte din programul Visa Waiver. Ultima condiție a fost îndeplinită odată cu încheierea anului fiscal în Statele Unite, al Americii, ieri valorile sugerează că România a scăzut sub 3% din rata de respingere a aplicațiilor pentru vize. De asemenea, el a subliniat că acest statut va aduce beneficii importante, facilitând călătoriile românilor, impulsionând comerțul și investițiile. Ambasadorul se așteaptă de asemenea la o creștere a numărului de curse aeriene directe între România și Statele Unite ale Americii. Anunțul a fost anticipat de declarațiile premierului Marcel Celacu, care a menționat cu o seară înainte că România a finalizat toate formalitățile necesare pentru a deveni eligibilă în programul Visa Waiver.